plin de ciripele, să topchește, mâncava așa. Să topcheze pe zile, gata. Ia uite, KGB-ul pregătit, plecăm la Ciurila, comit termopanile. E tata Nețo Mondialu, dacă reușesc să mă înțeleg cu omul cu termopanile, mâncavaș, punem și termopanile, geamurile, fereștile, cum vreți voi să ziceți. La Casa Soarelui din Ciurila, ia uitați-o, care noi acum suntem pe drum, au, vedeți? E tata avala, nici cu mine ăia, au, 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 ni. Doamne ajută, bă, când ai bani, faci scandal, când ai bani, nu te mai interesează, înțelegeți? Acum, să vedem ce și cum, unde și când. Mamă, gândești că ești în povești, bă. Bă, gândești că ești în povești, ia uitați-vă, să, pe cuvântul meu, no. Uite-mă, ai de capul meu, vai de mine, vai de mine, nituluare, uți, vedeți? Când vii la Ciurila, eu v-am mai spus, când vii la Ciurila, zici că vii în, nu știu, mâncați aș, în, pe Valea Oltului. Au! Uitați-vă, oameni buni, ce fain o nins. N-a nicum e la Ciurila iarna. Vedeți? Asta e iarna la Ciurila, ni. Deci avem acolo nii oamenii care au venit să măsoare termopanile. Înțelegeți? Ia! Ce? Și muncitorii sunt acolo. Și muncitorii sunt acolo, mâncați așa. Tu l-ai, doamne? Ia, ni, ia. Înțelege să lucră la minghezor? Nu așa. Ia. Oare nu-s prea mari fereștile? Ha? Nu-s mari deloc. Așa ca la boieri? Să ne putem uita pe fereastră, nu să ne facem că ne uităm pe fereastră. 1930. Serus. Tu l-ai, doamne, ce-i pe aici? Ca în America. Ca în America suntem pe aici. Să-mi salut eu prima dată muncitorii mei. Bună. Bună. Aia e tata meu. Să acoperă tătătăt. Mă un pic. Bună. Tătătătătăt, să acoperă pe acolo. Ia uitați. Să nu vie păsărelile. Așa? Să ne ciripească. Păsărelile, dacă vrea să ciripească aici la copaci. De cât o zis că e înălțimea la șapă? 10 sau 15? Nu știu cine e, pești. Nu știu eu cât e. Trebuie 10, 15, nivelul la ușă. Deci geamurile astea, geamul ăsta de aici, cum are? Că odată am făcut, deci... Pe forma inițială. Pe forma inițială. Tricanate, vedeți? Aveți în tricanate. Dreapta, stânga să deschidă pe mijloc fix. Bun. Așa? Da. Nu? E ok. Da. Trebuie avut grijă că trebuie și șters. Ai nu pui scara să-l ștergi și atunci trebuie da. Să ajunge. Dar așa? Da, pe cu din aia. Bun. Dar ce vreau să întreb? Deci și ăsta cum să deschide? Să deschidem partea asta așa? Da, da și ăsta așa. Și atunci eu nu mai pot să-mi pun pat aici. Înțelegi? Dacă am bine să îi ales normal pe dar deschid și șupărea. Dar împing patul încolo când îl deschid. Mi-a venit omul care se ocupă de termopan. Cât trebuie să lasă de acolo la ăsta, știi? Că vine instalație. Vine șapa, ale... cu încălzirea. Șapa cu încălzirea. De la placă, acum de la placă, ar trebui minim 15 în sus. De acolo să-i fie partea de jos a termopanului. Am înțeles. Și jos și și sus la etaj. Și unde are ieșirile pe terasă. Și la ușa de intrare. Deci și jos și și sus la etaj, tot cu da. 15, da? Da, da, da. Dacă este terasă și sus, tot așa, da, tot 15, da. Nu, e mult 15 la etaj. No, bun, dacă ziceți dumneavoastră... Păi, e, atâta, cam da. Atâta va fi pe ăsta finitul, știi? Că, ți-am zis. Nu.
Finitul ce înseamnă la dumneavoastră? Cu tăt, cu parchet, cu tăt, cu... Da. Bun, și no, ușa trebuie să fie mai sus cu un centimetru jumate, doi, decât parchetul. E bun așa. Am înțeles. Deci 15 e finalul complet. Da, cam 15 e finalul, da. 15, 16, acum, doar știi cum e, că la... No, da, e, da, da. E cum e placa acum turnată, dacă placa ar fi dreaptă. Bun, ca să știm că, de exemplu, sus la etaj, da, acolo e ușa de balcon cu contur întreg și noi acolo mai avem încă un 3 cm sub ușă, știți ce zic? Da, da, da. No, și atunci, ca să facem noi să, când vine parchetul, de exemplu, să urce sus pe tâmplărie un centimetru. Da, 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 sigur că da, sigur că da, dacă e cu... Da, așa tot să le calculăm, să iasă treaba, da, bună. Da. Da, auzi, acolo, la cel puțin la parter, am văzut, poate și sus, are tras un vagliz din ala. Aia știm, are jos la parter, este, sus la etaj nu este cotă de nivel. Nu este cotă, nu? Nu, numai jos. No, dar oricum, la ieșirea pe terasă, la ușa de afară, cel puțin 15 să lăsați de la placă acum în sus. Da. Bun. Parchetul va fi, poate, de cât, de un centimetru? Da, și, da. Okay. Ori pui linoleu, domnul Tărăc. No. Ok, ne auzim. Bine, dragă, bine. Hai să revenim aici. Ăsta, cum îl deschidem până la urmă? Geamul ăsta? Da, patul va fi aici, că vreau să văd acolo, așa. Bun. În atunci, faceți aici în stânga fix și faceți astea două deschizibile, unul normal pe rabatabil și ăsta secundar. Arată bine. Da. Da. Ca să puteți utiliza, da, spațiul de acolo. Da. Oricum le facem și așa, nu? Asta. Da. Aia e altceva. Aia să fac tot așa. Da. Și bun, pe rabatabil. Da, zic că ăsta îl facem secundar, cu ștulp, cu montantor, sau îl facem tot? Da, adică cum e aia? Bun. Ăsta se deschide normal, da, pe rabatabil și ăsta, al doilea, da, când ați deschis ăsta, are un mâner aici. Așa. Fals. L-ați lipsat și se deschide. Până în pat. El arc fără stâng. Știu. Și nu mai aveți parul ăla pe mijloc aici. A, și nu mai am parul ăla. Da? Tantul ăla orb acolo. Da? Da. Păi, nu, aveți view-ul, adică... No. Păi ce view? Că nu poți să ai view mare. Ideea e de spațiu. Dacă nu, punem montant și le facem amândouă normal. Exact, exact. Cu montant atunci. Exact. Bun. Asta e rezolvat. Aici. Ușa. Eu vă spun o părere. Dumneavoastră, asta, părerea mea ar fi ca asta. Deschidem ușa să ieșiți afară și bucata asta să nu o deschideți. Că n-are rost. Nu? Facem glisantă? Glisantă era stânga-dreapta? Da, ala care se mișcă așa. Da, deci una fixă și una mobilă, adică nu mă trageți prin dumneavoastră și împingeți într-o parte. Da? Nu. Din punct de vedere al folosinței, ala aici nu. Aici pe oferta, da, ce vi-ai făcut? Glisantă mere aia de ieșit afară pe tine. Aia de ieșit afară, da. Dar aici nu-i văd rolul. Nu? Aici se poate deschide. Aici pe perete, aici. Da? Și așa pe perete ăsta nu-l folosiți. Bun, o facem deschis aici pe perete, pe peretele ăsta aici. Da. Asta una. Și aia la altă parte fixă, da? Bun. La glisantă e conjur de vreo 380 de euro în plus. Da? Mecanismele alea. Da. Și cărucioarele alea și plus și una de ghidaj. No, asta cum procedăm cu ea? Cum era trecut acolo? Tă glisantă. Glisantă? Asta așa. Păi asta cum vrei să o faci eu? Noi știm oricum. Și mai are glisantă. Că fiind ori, depinde ce, da, puneți aici, aici ca să nu... Fotolii, ce eu, nu ceva. Mai băgăm uș, băgăm glisantă aici. Da, și era... Tot așa, de la stânga la dreapta. De acolo aici așa. Ești de aici. Acționați mâna, parc și vin, da, din coace, da? Da. Bun. Și din coace e dormitor, ăla iară deschis ca ăla la altul, ca pe aici. Ca ăla la altul, da. Numai ăsta pe stânga. Da. Ăsta aici, pe perete, pe, da, stânga. Ăsta, după părerea mea, eu l-aș face să patul vine acolo. Să deschidă ambele. Ambele. Ambele, că e greu de foc de șters. Da. Aici era unul fix și unul mobil. Și aici e ușa. Da. Aia am rezolvat. Aia, deci, ușa ca și aia, o să fac cealaltă, da, deschizibilă, da? Da. Numai pe mijloc glisantă. Aia din pe hol. Da. Asta și cu aia de dincolo,
mobil, da, și o parte fixă. Deci aici se deschide ușa și asta rămâne fixă. E fixă. Da. Așa e și dincolo, numai sunt în oglindă. E în oglindă. Da, da, da. Așa arată bine fațada. Da. La baie, avem geam la baie. Avem geamul ăla la baie. Ăsta pe ce parte îl deschidem? Da, acolo deschidem spre WC-ul. Da. Și că aici vine bănuiesc. Da, da, da. 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 Și la baie și jos și sus facem mat. Mat. Sticle, da. Mat, mat. Da, da, da. Da? Da. Nu pui perdea. Asta nu mai vine clădire. Nu mai vine. Asta vine jos. Jos. Da. E perfect atunci. Pe dreapta, da, și mat. E rezolvat. Mai jos. Bun. No. Ușa. Cum o deschidem? Care să fie ușa curentă și secundară? Păi, aici... Vinim de afară. Deci, da. Aici am va fi bucătărie. Vinim de afară. Înțeleg? Eu zic că punem mâna pe ușă, da, și o împingem aici. Că aici aveți și întrerupătorul. Dacă, da, intrați de afară, să aveți acces. Că aici, deci, e întrerupătorul. Când, deci, intru... Au. Așa. Au. Că nu putem să o pingem aici, că atunci trebuie să o ocoliți ușa, să prindeți becul. Aha. Da. Și așa să nu trebuie. Puce. Deci asta e cea mai bună circulație. Da, să vreți să se deschidă în afară? Nu-i prea bine. Nu, no, după, n-avem loc aici. Nu-i, no, nu-i prea bine acolo, că dacă e cineva și vine, dumneavoastră dați cu ușa, deschideți, îl loviți cu ușa, nu. Nu, nu, deci nu la interior. Nu. Normal, normal la bloc ușile se deschide pe interior. Da. Dar la căs? Și la case. Da? Pe exterior se deschide numai la instituții publice, unde e multă lume, pompierul zice că nu, dă buluc și să nu se împingă la exterior. Aha. Dar la o casă? Da. No, ca model. Hai de acolo, că te umple de praf. Deci așa rămâne ușa. Aici? Da. Deci atunci, bun, aici pe stânga. Da. Și să deschidă. Dar la ușă trebuie să vedem ce model, ce din ăla. Aia, normal. Aia, veniți și la firmă, avem acolo catalog de la Drupanel. Da? Da? Bun. Și vă alegeți. Deci dau eu ție un catalog să-l ai la cine, cam două. Și așa. Bun. De la ce la ce preț e acolo așa, la ușă? Cam așa, pentru informativ. Cu tătul? Da, cu tătul. Ușă cu tătul, cu material, cu tătul? Da. Păi nu știu, noi avem aici ceva... Așa, un estimativ așa. Între 3.000 și 4.000 de lei. Da? Cu tătul, o ușă ca lumea frumoasă. Aha. Mai scumpe, n-aveți? Uite, prima dată când mă întreabă cineva. Nimeni nu întreba dacă am mai scumpe, nu mai e utile. Prima dată merg la ăsta. Da, la geamul ăsta. Ăsta trebuie să fie simetric cu ăla. Nu, nu mă împic, că trebuie să știu ceva. Oare... Nu, aici rămân geamurile de mari. N-are rost să mai iau încă una mai jos. La living, așa e frumos aici. Lăsați-l așa. Trebuie un pic așa de pervaz, de glaf, de ăsta. Că și aici, dacă vii 15... A. Dacă vii 15, te rădeci aproape până... Aie, până... 15, cam așa. Da. Arată bine, lumină multă. Eu nu l-aș face. Da? Mai, nu, eu n-aș mai zidi acolo. Părerea. Da? Bun. No, dar va trebui să gândim ca ăsta și cu ăla să-l facem la fel. La fel. Ori le deschidem, nu le deschidem, ori le deschidem. Dar nu le deschidem, la ce să... Nu. Bun, am eu acolo deschidere, am eu nu știu unde, dar le deschidem. Bun. Hai că ne rupe ăsta. Aici... Mai vine tăiat. Aici? Vine, da, da. Ei, nu, vine nu-i bine, că dacă mai punem 15 aici. Așa. Eu zic că haș parapetul. Nu, 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 ăsta nu ia. Rândul ăsta. La fereastra asta, că aici e dormitor. Nu-i dormitor, nu? E sală de mesă. Sală de mesă. Da. Atunci... Da. Zic și eu, o părere, da, dacă sunt pe aceeași fațadă, da, atunci H-ul trebuie făcut ca și el. Aceeași fațadă, tăiat până acolo. Păi atunci trebuie să, da, se, da, cu ceva, ca atunci, exact, foarte, da, deci până ea acolo în ea. Și încă două rânduri mărg jos. Da, mărg jos. Aceeași fațadă. Și acolo? Nu, aici tot... acolo rămâne, că acolo e strada. Aici acolo rămâne, nu, așa. Acolo trebuie să rămână așa. Aici, da? Da, da. Da, că după ce a fiu mai sus, e bine. Rămâne așa. Da. Aici vine asta de două rând ca să fie egal cu alea. Oare așa rămâne ăsta aici? Să nu iau un rând jos.
Nu, 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 eu zic să nu luați, pentru că fiind living-ul, sala de mese, e strada, e ok așa. Ăla e spre curte, e ok. Da. Dar atunci de fațada... De fațada să fie la fel. Știi de ce? Pentru că și când vin geamurile, vine cât vine tocul și cu alea, toc aici, toc acolo, înțelegi? Nu, să ia încă un rând jos aici. No. Încă un rând. Pervars aici și sus, da. Nu? Tot. Să le lasă pe casă, unde e creastră, vine. Da, da. Dar alea nu se poate pune decât după ce se izolează și se... Ok. Se izolează, se denguiește. Da. Și după aia luate cotele la ele. Aha. Exact. Ăsta îl împărțim, cum îl împărțim noi pe ăsta? Geamul ăsta? Tot în trei. Ăsta cred că pe mijloc vine una și bang, bang. Dar da. Nu știu cum. Cum era trecut înainte? Dreapta, stânga. Dreapta, stânga, mijloc fix. Da? Dreapta, stânga. Dreapta, stânga și mijlocul rămâne... Bun. Bun. Atunci, ăsta, n-are pH-urile. Da? Până aici, atunci. Așa. Dai H-ul de la alea la tine. Oricum iau numai o cotă ca să nu... Așa, aproximativă, să nu avem... Nu mă întreb așa, nu merge cu trei geamuri? Nu. Și cu două din ale pe mine. Și cu trei. A? Merge și cu trei. Da. Are. Da, păi tare în gust. Fiind alea la alte dintr-una... Bun, acum aici eu nu deschid geamul ca să mă uit pe fereastră să ăsta, înțelegi? Aha. Deschid geamul așa, poate... Dar nu mă zic, nu merge cu trei, uite cum au că... Nu știu, cu trei din ele. Merge și în trei. Cât de gust vine? Ia fă un calcul să vedem. Cât de gust vine un geam? Cât e? Ca sticlă? Ca sticlă, da. 100... Ia. Dacă împărțim la trei... 2000. Împărțim la trei... 60 și... Nu, ca sticlă. Că vine și profilele. Și profilele. Cam 50 centimetri rămâne sticlă. Da, ia. Cam așa sticlă. Da? Nu, da. Lasă-l așa. Da. A? Cam așa ar veni sticla. Să zic, că aici e profilul. Da, e profilul. Mică aceea are profil, cam așa ar veni sticla. Da? Bine. E mic. E mic. Da. Bun, rămâne așa. Da, pe din două. Așa. În două. Și aici mai avem ăla la baie. Asta la baie și asta cum o deschidem la baie? Tot așa, vezi o tot pe partea aia. Tot aici așa pe dreapta, da? Da. Da, și ăsta pe dreapta cu mat. Da, am notat. Ăsta nu cumva e mai mic ca ăla la altă. Ați măsurat. Ca înălțime? Nu are importanță. Lățimea trebuie să... Ăla vine jos lemnul ăla de acolo. Da. La mine l-am socotit noi. Nu, ăsta e mai micuț ca înălțime. E mai mic. E mai mic ca înălțime. Aici era numai o diferență. Și le-am egalizat. Aici la lățimile astea. Sus 610 și aici era... Da. Nu, dar le facem că în momentul... Știți când se vede diferența unul sub altul? Când face și paletele. Când îi dă culoarea. Când îi dă culoarea. Până îi dă culoarea nu se vede. Da. Bun. Culoarea... Să le facem ca să nu... Cum să zic eu? Să le putem alinia. Aha. Să nu, da. Am un centimetru, nu se observă. Nu se observă. Dar, da, când e vorba de 3-5 centimetri, deja e mult. Da. Culoarea cum a rămas la ăstea? Pe ofertă aveți stejar... Stejar. Eu așa, da, Golden Walk. Aia și rămâne. Stejar auriu. Aia rămâne, e frumoasă aici. Da. Seamănă cu lemnul. Stejarul ăla deschis. Da. Ăla auriu așa frumos. Bun. Dar așa după dumneata ce zici, nici eu și-am pus la bejoare, e bună? Asta? Foarte bună. Da? Da, dacă ai pus o culoare asta, nu faci geamurile pe culoarea asta. Nu, că asta o vopsesc. Aia e altceva. Asta o vopsesc. O zis ăștia că vine ploaia și tăt îmi ruginește ușa. Păi nu, bate ploaia pe ea. Dar nu bate, oricum să... Că e bine. Da. Ăla nu-i mare deloc, mă. L-ați măsurat ăla? Nu. Adică? Și așa. Nu. Pătru aerisit. Da, așa-l facem, nici nu s-a dus discuție. Cu dublă? Sigur, obligator. Știți cât e diferent? Nu mai bine, numai așa. Câțiva zeci de lei numai, nu merită. Nu, da? Bun. Da, sigur. Bun. 1120. Aha. Lățimea, am scăzut eu. Da.
620. Minus 30. Am avut. Și mai bine să se deschidă ăsta, că mânearul vine mai jos, altfel vine mai sus. Da, da, da. Bun. Lasă-i bine așa. Facem lucruri bune. Bun. Ne auzim mâine bine. Și eu cu catalogul cu ofertă, așa până pe aia vine. Doamne ajută. Bun? Bun. Mersi. Bun la treabă. Salut. Salut. No, oameni buni, acolo ați pe noi și, și fereștile. Ați văzut de care ferești? Bă, jucălilor, tot la mine vine, să gândești că aici... Uite, al jucăl. Plin de ei. Ne. Du-te, bă, chicinăul ăsta e roșcat, nu l-am mai văzut. Ăsta cred că-i câine pierdut.